Multe dintre pasajele subterane din capitală se află într-o stare deplorabilă. Oamenii spun că acestea sunt adevărate pericole din cauza scărilor distruse și a iluminatului slab, iar mirosul de mucegai și urină îi obligă să-și țină respirația de fiecare dată când traversează prin subterane. Cea mai gravă situație se atestă la trecerea subterană din sectorul Botanica, la intersecția străzilor Dacia și Traian. Pe lângă scările care sunt practic distruse, în spațiile comerciale părăsite sunt stocate murmane de gunoi. Mulți dintre locuitorii capitalei încearcă să evite pasajele subterane. E foarte mare pericol pentru oameni. Mai mult trec pe drum, nu intră pe subterană, pentru că... Mai ales noapte, atunci când nu este lumină, este un pericol, mai ales pentru domnișoare. Опасность может быть, потому что бывает и темно, и сыро, и скользко иногда бывает. Unele pasaje subterane sunt transformate în toalete, iar mirosul insuportabil îi face pe oameni să grăbească pasul. Când мусор, da, уже есть неприятный запах бактерий. И вот когда заходишь, постоянно полно воды. Здесь капает вода, все время мокро, и невозможно вообще находиться, грязно. Света нет, это сейчас повесили лампочки, обычно света нет. Solicitați de Publica TV, reprezentanții întreprinderii municipale Exdrupo au declarat că evaluează în prezent starea pasajelor subterane și costul lucrărilor de reparație a acestora. În Chișinău există 18 pasaje subterane.